Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știri din lumea șefilor de stat. Ce mai fac șefii de stat? Ce mai fac șefii de stat? Joacă golf. Da, fiți atenți ce distracție este în America de Sud. Vicepreședintele din Surinam. Surinam e o țară din America de Sud, între Guyana și Guyana franceză. Deci între două Guyane. Așa. Și se învecinează un pic și cu Brazilia. Dar important e Guyana franceză și la mijloc, între două nu te plouă, asta, Surinam. Vicepreședintele din Surinam, căutat de altfel de Interpol pentru trafic de droguri și negăsit, nu știm de ce, vicepreședintele din Surinam, a debutat la 60 de anișori ca jucător profesionist de fotbal într-un meci din Liga CONCACAF. Cinste lui. Ce ligă e asta, CONCACAF? Este din zona Americii Centrale și de Nord. Și de ce e CONCACAF? Așa se numește Confederația Central-Americană de Fotbal. Ceva. Asta înseamnă. Da, dânsul supraponderal, notează jurnaliștii răutăcioși, supraponderal, cu burtă evidentă, a jucat 53 de minute, timp în care a reușit 14 pase corecte din 17 încercări. Eu zic că e bine. Practic, ca domnul Robu. Da. La eficiență mă refer, nu la doamne ferește altceva. Bun, dânsul are un trecut. A fost bodyguard al fostului președinte, care devenise președinte printr-o lovitură de stat. Pentru că v-am spus, e distracție acolo. Se presupune că are vreo 50 de copii, vicepreședintele ăsta. În tinerețe a jefuit bănci, de-aia și caută Interpol. Acum deține mamă, o mină... ce CV are! Da, mă, ce distracție pe viață și-a trăit ăsta. Deci acum deține o mină de aur. Mamă, ce tare! Da. Dar aduce cu România puțin parcursul dânsului în viață. Iată. La finalul meciului, domnul vicepreședinte a intrat la bustul gol în vestiarul adversarilor și a fost filmat împărțind bani jucătorilor echipei câștigătoare. Deci el a pierdut și a dat bani? Da. Era un moment, a debutat la 60 de ani, era fericit, a împărțit bani, fotbalul ca fotbalul, să vezi. Asta, totuși, pentru că încă n-a descoperit golful. Un sport care poate fi practicat la orice vârstă și care poate aduce multe satisfacții. Da, stai puțin, uite, că fotbalul e pentru oameni bogați de genul ăsta, o mină de aur și așa mai departe. Nu, timp ce golful e pentru oricine. Tot în America Latină, dar un pic mai la nord, în Salvador. Salvador, care este cea mai mică țară din America Latină, președintele Nayib Bukele, așa îl cheamă, s-a autoproclamat dictator și și-a schimbat biografia contului oficial de Twitter, precizând că este cel mai cool dictator din lume. Ce tare. E cel mai cool dictator din lume și asta este. Ce oameni, bă, ce viață e acolo. Da. El a câștigat alegerile, părea foarte democratic, așa, dar cum se întâmplă de obicei în America de Sud, după ce a ajuns la putere și a schimbat opiniile și acum a devenit președinte autoritar, a schimbat toată Curtea Supremă de Justiție ca să poată să calendeze practic de câte ori vrea el. Și asta, a zis că el e cel mai cool dictator din lume. Anterior decisese, poate ați auzit o știre în urmă cu vreo lună, două, decisese adoptarea bitcoinilor ca mijloc legal de plată în Salvador. Da. Și, un vizionar. Da, chiar înainte de acest anunț, El Salvador cumpărase 400 de bitcoin în valoare de 20 de milioane de dolari, deci practic o operațiune clasică de pump and dump, cum se spune. Adică cumperi ceva și după aia faci un anunț ca să crească piața, faci o speculă. Oamenii au protestat atunci în stradă împotriva acestei decizii. Aceasta, spuneau oamenii citați de presa internațională, este o monedă care nu va funcționa pentru vânzătorii de pupusa, șoferii de autobuz sau micii comercianți și este pentru mari speculatori. Pupusa e de mâncare? Asta e. În momentul ăsta eu m-am oprit și m-am dus să mă documentez ce este pupusa. Pupusa este ca o turtă făcută în principiu din făină de porumb. Numai făină de porumb. Da. Care se... Dar când... Deci faci aluatul, o lași să stea un pic acolo, fără drojdie. Asta și cu apă și cu puțin ulei și separat pregătești o umplutură care are carne, diverse legume, vărzică, chestii, ale le gătești un pic cu ceapă gătită și faci... Mi-au foame de nu te văd, azi am mâncat doar o banană. Tot asta de-a noastră. Da. Și faci umplutura respectivă și când... M-am uitat aseară la, cum să spun, la videouri. Pe YouTube? Da. De ce nu ne-ai trimis? De fapt, mulțumesc. De ce nu ne-ai trimis? Ai fost pe desfășurător, n-ai văzut pupusa. Zic cu pupusa. Da. Și se face, deci n-a luat, se desface așa frumos, se bagă umplutura și se împachetează. Și aia se frige într-o tigaie cu puțin ulei. Și după aia e practic o plăcintă, este ușor... Nu e bună, e prăjeală. Glutenoasă. City break în El Salvador. Pupusa tată. Neapărat. Deci eu vreau pupusa la cel mai cool dictator. Plătim și cu bitcoin dacă...
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.